Salutare și bine v-am găsit, bă, frați, un nou videoclip. Eu viu viața și muncă la țară, deci vă salut, să vă dea Dumnezeu sănătate, fraților. Astăzi am venit la tante aia bătrână aici să crepăm lemne. Tante stă acolo, ne? Aici e casa lui băiatul ei, bă, fraților. Și o să vă prezint în continuare. Ciobi, tată, ca de obicei, el este spaima lumii, se cheamă ăsta, bă, spaima, s-a ascuns după coștei, Bodor, Bodor, Bodor. Înțelegeți. Băi, oameni buni, vă salut de aici din comuna noastră, să vă dea Dumnezeu sănătate. Ce vreau să vă cer și să vă spun, dacă credeți ceea ce facem noi în viața de zi cu zi, vă rog să lăsați în secțiunea de comentarii câte un comentariu, câte o abonare, că ne ajutați de spargeți normele. Așa ne ajutați de mult. Înțelegeți. Am scuzat limbajul, că așa vorbesc, ca să ne râdem, că îți mai glumeți. Bine, voi, fraților. Și acum vă rog ca să mă urmăriți în continuare cum o să vă prezint cum crep lemne. Bineînțeles, am adus și drujba aia aici în jos. Că avem câteva butuși de așa de cioche care are nuduri și nu se creapă. Și atunci trebuie să ne folosim de drujba, bă, fraților. Înțelegeți. Bun. La vorbă, fraților, că acum o să vă rechetata. O să vă rechetata. Înțelegeți? Da. Oameni buni, voi. Voi. Bun. Ne băgăm la crepatuse. Nu ce abitată. La crepatuse. Așa nu văd. Că tu, că nu-mi place. Ciobi morcovarul. Cu morcovul. Are morcovi înțăpați în fund, bă, oameni buni, de aceea s-a ascuns. Fuge și s-a dus 2 km de aici. Să ne ajeți. Frate, eu nu mă presim bine, am mâncat ceva manciumuri, mi-a ieșit ceva deșicuță pe gură, un pic mă doare stomacul, un pic mă doare capul, nu mă simt bine, dar n-am avut ce să fac, n-am avut de ales. Ieri, după ce am terminat aici, i-am plecat acasă, nu m-am simțit bine deloc și nici acum nu sunt iar ok, dar se acceptă cum o să. Vezi că am bolnăvior, că nu sunt iar. Chiar normal, kosher, cum să vă spun, să mă înțelegeți. Dar nu mai are importanță, facem așa. Lasă-mă, bă, oameni, să crepăm în bermude lemne, în bermude, să crepăm lemne, cum a zis băiatul ăla, Daniel. Cum să crepă, omule, bă, ce ești bolav la cap? Eu am lovituri de
Domnii feri, ne. Uitați, ne. Ce, cum s-a asta, domnii feri? Dar nici nu pot să tai lemne, să crep lemne cu săcură în bermud. Am 3 sferturi. Mai cum? Asta trebuie să-l crepăm cu drujba, că cu săcurea nu mere. Înțelegeți? Deci nu mere. Yeah.
Băi, fraților, cam atât pe ziua de astăzi vă pot prezenta. Și până data viitoare să dăm noi să auzim numai și numai de bine, băi, fraților. Ce foarte frumos. Eu, Virul, viața și muncă la țară de aici, încheiem. Mai avem un pic și terminăm, măi, fraților, de lucru și până data viitoare ce o să vă prezint ori de la mine, ori din altă parte, o să văd. Să vă dea Dumnezeu sănătate, toate cele bune și o zi în continuare elegantă să aveți, fraților. Cam atât. Ciobi, tată, pe unde ești? Da, bă, fraților. Mai avem încă 5 butuci și cu ăsta am terminat de asta. 5 butuși mai avem, băi, fraților. Băi, fraților, așa cum v-am mai spus, nu mă simt bine. Pentru că un pic cam bolnav. Că am mâncat ceva cu poftă și a ieșit ceva beșicuță pe gură, m-a dorut capul. Ieri peste zi, după ce am terminat aici la tantea asta bolnavă, bătrână, le-am legătăia cu drujba. Iar acum ne-am întors în dimineața asta de le-am gătat de crepatat lemnele. Așa cum v-am mai spus, eu m-am ținut de cuvânt. Băi, fraților, vă mai prezint un pic. Ați văzut dumneavoastră acolo, la mine ce am făcut. Bă, fraților, așa cum v-am mai spus, deci la 16 ani jumate am rămas de părinți. O trebuie să mă descurc pe cont propriu, vă dați seama. Am trecut pe multe necazuri în viață. Foarte, foarte multe. Numai cine mă cunoște, ăia știi. Cine nu mă cunoște să râde, crede că eu mă laud. Ascultați ce vă zic eu. Bă, fraților, vă mai prezint un pic de pe aici, ne? Drujba e acolo, nu-i pe ăsta. Am crepat ceva care n-am putut. Și mai avem încă 6-7 butuși de crepat. Și cu asta am terminat. Băi, frate, încercăm frumos să ne oprim. Eu, Virul, viața și muncă la țară de aici din comună. Să vă salut toate cele bune și până data viitoare să ne auzim numai, să auzim numai și numai de mine. Doamne ajută, fraților, multă sănătate să aveți.